ale structurii fine și se fac niște schimbări în comportamentul nostru ca ființă de lumină și iubire. Deci, practic, ajută un pic. Ajută și te duce undeva, te poate, așa, fără să vrei, te întoarce spre divin. Dar trebuie să o faci fără scop. Fără scop. Fără să dorești să te vindeci de ceva sau mai. Pentru că atunci intervii iar împotriva programului. Adică împotriva ta însuți, că lupți cu ceva. Nu? Așa este, da. Așa că ingerarea cărnii, deci animalul sacrificat când moare, durerea lui este se impregnează în carne. După cum a spus și atunci și Florentina, este adevărat. Da. La modul la care te poate afecta, îți poate afecta starea de vibrație la care ești acolo. Absolut, grosieră. Este foarte fină, nu mai are importanță. Bine, e adevărat asta ce spui. Când este foarte fină, nici nu ți-e foame. Nici nu ai nevoie, nevoie de mare sau lucru. Sau dacă o faci ca să fie un context, poți să o faci, că iar nu te poate afecta. Nu, poți să o faci ca și plăcere. De exemplu, acum eu vreau de plăcere să beau un pahar cu vin, zicem. Bei decât un pahar cu vin, asta nu înseamnă că te duci și bei 10 kg de vin ca în plăcere să beau. Deci e multul. Când e multul, intri din nou, intri în atașament. Dar când e atât cât îți trebuie, ție ca să... Eu tot când dau de la 2 kg de vin. Am glumit, dar vreau să zic că sunt... Adică nu mai contează cantitatea. E ca un drog și drogul face același lucru. E un lucru negativ în sine, pentru că îți creează dependență. Dar în același timp, pe moment, te detașează de acele... Deci are și chestii benefice, da? Te scoate din inhibiții, din... Și începi să pun o stare. Mă, măcar știu cum este și cum arată chipul ei. Și atunci nu mai devin dependent a doua oară, dar am recunoscut. Deci nu ei, nu faci o abundență. Faci decât cât îți trebuie. Exact. Atât cât îți trebuie. Deci nu te atașezi. Că după aia vine detașarea. Dacă începi să te droghezi, începe detașarea și începe altfel. Cum știi că ești atașat? Cum știi că ești atașat? Păi mintea care zice mereu, păi vreau mai mult. Când suferi că pierzi, când suferi că pierzi. Când se frică că pierzi. Da? Când se frică că pierzi și zici, vai, azi am făcut atât, dar parcă nu-i suficient. Mă, că fac mâine și mai mult decât astăzi. O să vezi ce o să fac mâine și o să... Atunci intri în ego-ul. Dacă ești mulțumit și spui, mulțumesc să Dumnezeu cu cât am făcut azi, e suficient. Atunci... Și ego-ul se distruge pe sine, mă, perfect. Așa și este. Nu, singur se elimină. El n-are rezistență. N-are suport. Ego-ul n-are suport. N-are adevăr. N-are exact. Și nu poate să existe. N-are realitate și nu poate să supraviețuiască. Păi el moare oricum la desprindere totală. A murit. În aspectul ăsta monahal am observat niște lucruri foarte interesante. În aceeași proporție cum este aici, de 80% poate și mai mult, mă refer la monași, la trăitori, care fac acel abandon de bunăvoie, da? Deci se spune că starea lor e ok, că au ajuns mai mult. De continuă să facă niște greșeli. Pentru că există și acolo un atașament extrem de mare de partea divină. Deci ei consideră că divinul nu face parte, ci este un model, încearcă să se ducă către el cu dorința arzătoare, se atașează de acest model și este o greșeală fantastică. Pierde din sine exact partea de observare, partea care îi face liber. Pentru că este o formă mascată a ego-ului. Acolo atașamentul e... de ceva, de divin. E atașament, dar acolo l-a pus deja pe Dumnezeu la distanță. Deci deja l-a pus la distanță, nu în comportament. Pentru ei este un chip aparte. Noi știi ce trebuie să facem? Să-l punem pe Dumnezeu în comportament. Dar ei l-au pus deja la distanță. Că se duc acolo și fac același lucru, se duc, toacă aia, fac nu știu... La mănăstirea Bradu, care tot am legătura cu ea, foața, bolnavă și acum m-a sunat. Și mi-a zis, domnul Mircea, m-am mutat de acolo, dacă mă mai cotați, m-am mutat la Dumbrava, în județul Alba. Și spune, zice, mare greșeală am făcut că am stat atâta timp la Bradu, pentru că m-am umplut acolo, zice, pereții sunt plini de cegai. Igrasie și m-am îmbolnăvit într-un cal fără de rap. Nu știu ce aș fi putut să-i spun la momentul ăla, nu puteam să-i dau sfaturi, este o micuță care a stat în... Puteam să-i spun, mi se permitea să zic, să-i spun micuță, dar asta era un lucru pentru care a fost un lucru bun. De ce să consider că a fost rău? Că ai stat acolo și te-ai îmbolnăvit. Cum consider? Interesant. Ce ai fi spus? Ce ai fi spus în locul ei? Sau că s-a îmbolnăvit? Nu, ce ai fi răspuns în locul meu? Păi nu am fost atent la întrebare. Spune-mi deci, întrebarea. Deci această măicuță, așa? Care e de o iubire mare, adică îți dai seama odată ce a renunțat. Și a stat foarte mulți ani în mănăstirea asta, Bradu, care e plină în pereți de mucegări. A contactat o boală foarte urâtă, în plămâni, aproape de moarte,
Și acum s-a mutat acolo și mi-a spus mie care a fost cauza. Am descoperit cauza. Am stat în Mucegaiu la an de zile și am făcut și mare greșeală am făcut că am stat acolo și n-am plecat mai demult. Ce ai fi răspuns? Păi aici deja vine o stare de mine. Ce e Mucegaiu? Probabil că e o stare interioară a ei. Nu, eu am văzut altceva. Aici deja vine când spune, eu vorbesc cu vorbele Doamnei, Măicuța care a vorbit așa, spune, a fost un mare păcat, ea a considerat că sacrificiul ei a fost un mare păcat pentru că ea s-a sacrificat acolo. Deci n-a făcut-o cu iubire, cu dăruire, a făcut-o din, eu tot timpul vorbesc cu vorbele celui din față, eu observ, nu critic, nu, eu adevărul fiecăruia și mereu mă repet așa. A spus, eu am făcut un mare păcat că am stat acolo și mi-am sacrificat anii și... Păi atunci sacrificiul nu mai este. Și automat a venit desprinderea prin boală, programul s-a creat și a venit desprinderea prin boală, pentru că ea tot timpul s-a gândit întrebat că o să mă îmbolnăvesc. Deci a adus programul, exact ce spunea de programul ăsta. Și l-a adus în planul ăsta fizic și la ea n-a fost iubirea, cum spui tu, pentru că iubirea este sacrificiu. Este faptul că nu-ți pare rău de nimic, el se întâmplă și atât. Nu-mi pare rău. De ce îmi pare rău? Că e bine oricum. Dânsa a spus, îmi pare rău. Deci părerea asta de rău a adus-o la boala asta și la desprinderea care s-a rupt total. Deci n-a fost nimic, atunci o să mă duc să mă închid oriunde să stau și îi spun da, mă duc acolo că sunt cu Dumnezeu. Nu. Deci n-a făcut-o cu dăruire, cu iubire și atunci... Eu cred că a avut foarte multe nemulțumiri în ea, asta de este. Toate felurile, nu i-a plăcut de soarta ei, din ce a ales, nu s-a dus cu drag acolo. Ai creat un program, și deci nu ai credință. Mucegaiu asta este. Nu, singura a spus, cum a vorbit Măicuța, a spus așa, am făcut un mare păcat că am sacrificat, păi, deja când spui că m-am sacrificat, greșeală, deci păcat asta înseamnă, păcat greșeală înseamnă că ai greșit, că ai stă, adică te-ai rupt dintr-un program, tot timpul ai gândit asta. Și ai făcut programul, a fost tot timpul, n-a fost dăruire. Deci da, n-a avut iubire. Și a venit, a venit, a fost lovit ceea ce a gândit. Da, adică Igrasia și Mucegaiu au desăvârșit ceea ce ea. Da, cauza și efectul, a creat programul și atunci a lovit-o și a desprins-o. Deci trebuie să fii atent, trebuie să fii mereu atent, să nu ai niciun fel de gând negativ. Că îți vine din față după aceea... Nu, dar nu e de asta. Când ai credință și iubire, dăruire, că iubirea e dăruire, da? Nu spui niciodată, e un păcat, am stat acolo, dar cum e un păcat? Vrei să te desprinzi cu 2-3 mici cineva? Sau? Nu, eu nu vreau să mă desprind. Oprești puțin. Da. Asta? Simplă? Deci așa se întâmplă, general. Vezi, ea plecând aici la altă mănăstire, s-a vindecat. Deci a fost un proces... S-a vindecat? Nu, ea ce s-a întâmplat? Nu e pe moarte. Este desprindere, programul de desprindere, pentru că nu a făcut un sacrificiu în fața lui Dumnezeu. Deci nu s-a dăruit lui Dumnezeu. Deci concluzia este să nu-ți faci niciodată un gând negativ, că se transformă în realitate și te lovește. Deci noi ne plângem degeaba că uite ce mi-a făcut ăla, dar de fapt noi am avut o critică, o acuzație, o fundamentare. Deci singura spus, a fost un păcat, nu există. Deci trebuie să fii atent să nu convinuiești pe nimeni. Mai ales că ea a trăit tot timpul cu teama și frica, a spus. Și a plecat cu ele dincolo. Deci asta înseamnă că judecățile sunt programe de autodistrugere foarte puternice. Păi știi și când spui... Și nu contează prin ce formă. Și când spui, uite, mă despart de aici și repeți într-una, mă despart, deja te-ai despărțit. Deja programul s-a construit, îl construiești și ușor, ușor, bine. Dacă spui așa, dar nu de nervi, spui așa, dacă începi să o spui așa, cu o să apeși, exact, să montezi, să pui, să fixezi energia, exact. Punctual. Păi nu, fixezi energia și atunci creând energia și fixând-o, ai fixat crucera, exact, și a coborât și a venit blocajul, bariera. Și ea acolo gata s-a făcut desprindere. Și e de fapt propria barieră când a oprit crucea. Adică crucea înseamnă să gândești numai pozitiv și încurajator. Dacă n-ai o gândire acuzatoare, blochezi și trebuie să te aștepți. Mereu dau exemplu cu te cerți acasă cu soția și te dă afară de la servici. Pentru că noi nu vedem corespondența. Deci atacul meu de acasă este orice atac din afară. Poate să mă lovească un accident, poate să mi se întâmple orice altceva.
Și noi zicem că ăla e de vină, aici e greșeala și nu vedem cauza. Sau toată ziua spui, ce își face și să facă niște bani și ți se dă niște bani. Dar te duci la mașină, pornești mașina și vezi că nu mai pornești și iei banii ăia și te-ai duci și ți-ai reparat mașina. Și zici, băi, dar cum i-am luat că i-am și dat? Exact. Păi toată ziua știi ce ai făcut? Nu mai ai programat, dacă fac niște bani, dacă până la urmă Dumnezeu ți-a dat, ți-a adus în plan. Dar uite că a trebuit să plătești în partea asta, că ai avut ego atât de mare ca să faci banii aia și ai luptat pentru banii aia. Că uite, te-ai dus la mașină și uite ce ți s-a întâmplat. Deci ca să ai succes în viață, trebuie mereu să te lași pe tine și să nu te gândești la un fruct al acțiunii tale. Când a apărut, fructul... E starea de a fi, era mântor și spus. S-a blocat împlinirea. E starea de a fi. Un exemplu drăguț, veneam de la mama mea pe autostradă dinspre Ploiești și am zis, hai să facem și mai economie, să luăm un sac de cartofi, că erau 80 de bani kilogramul, și un sac de ceapă pe 20 kilogramul, da? Și hai să luăm și un pepene, că dacă toți suntem cu mașina, nu știu ce. Și ajungem cu ele acasă, fericiți că am făcut o economie. Ai făcut o misiune. Deci am oprit la o persoană care cu două săptămâni înainte ne luasem un pepene și nu a fost bun. Și tocmai spuneam, doamne, când înainte să opresc, îi zic lunevoastră, mai apă, dar ne oprim la aceeași. E, zice, și ce dau, bă? Recunoști că a fost așa? Da. Așa. Nu cred că am apostat și nu, și am spus, doamne, zic, doamne, nu știu ce mi-ați dat data trecută, că n-a fost. Vai, dar nu știu ce zice, vi-l recomand pe ăsta. Continuă. Eu nu mă băgam în amănuntul ăsta, că asta e, acolo a trebuit să ne oprim, ca să ni se demonstreze ceva. Și ajungem acasă și taie pepenele și era borș, stricat. Și deci noi, practic, n-am făcut economie la cartofi. Da. Deci vă zic ce s-a întâmplat? Da. Așa a fost. Acțiune și reacție. Așa este, cauză și efect. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Mulțumim.